5, pagina 1177, cu versetul 7, 8 și 9 și zic ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe frați. El este acela care în zile vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cere cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cel ce ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Amin. Luăm locurile.